Bun găsit la Raportul de Gardă. Sunt Bianca Cucoș. Am invitat-o astăzi alături de mine pe doamna profesor Maria Puiu de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara. Bun găsit, doamna profesor. Bine v-am găsit și e extrem de onorată să discutăm despre aspecte care includ sau care pun pe primul loc genetica. Asistăm la o transformare importantă a sistemelor de sănătate sub influența medicinei genomice. Dacă acum câțiva ani medicina genomică era practic în domeniul cercetării mai mult, se așteaptă ca și în clinică, chiar în următorii 5 ani, date genomice de la peste 60 de milioane de pacienți să fie generate în sistemele de sănătate. Cum vedeți rolul medicinei genomice în practică și cum se încadrează aceasta într-o strategie pentru medicină personalizată? Era momentul să discutăm de trecerea genomicii sau trecerea informațiilor genetice ale pacientului din stadiul de cercetare în terapia de zi cu zi sau în managementul bolii pacientului. Astăzi s-a discutat mai mult decât altă dată despre cancere și terapia personalizată, sigur că se adaptează foarte bine cancerelor și va aduce fără îndoială un beneficiu în terapia, în îmbunătățirea tratamentului și a calității vieții pacientului cu cancer. Ori personalizarea terapiei este un concept nu foarte vechi, dar mai vechi în Europa și se discută tot mai mult de generalizarea abordării pacientului cu cancer, mai bine zis uniformizarea managementului cancerului la nivelul Europei. Ceea ce este fantastic pentru că și pacienții noștri au de ce nu, aceleași nevoi și ar trebui să aibă aceleași șanse în abordarea bolii. Vedem că după anii 2000, numărul terapiilor țintite a crescut foarte mult, vedem că astăzi secvențierea întregului genom este deja o realitate. Care este valoarea adusă în clinică de aceste teste de nouă generație, din perspectiva dumneavoastră? Dacă aș trece de la cancere la bolile rare, la bolile genetice, de exemplu, secvențierea înseamnă un diagnostic. Ceea ce nu reușeam înainte să stabilim în multe dintre boli, numai pe baza fenotipului și a tabloului clinic, astăzi sau intuiam, dar nu aveam certitudine, astăzi putem să avem exact tulburarea moleculară și evident am putea să ne întrebăm ei și ce ne aduce în plus. Ne aduce o posibilitate maximă de prevenire, deci printr-un diagnostic antenatal țintit, ceea ce înseamnă foarte mult pentru familia respectivă. Nu numai pentru bolile rare, genomica este extrem de eficientă pentru cancere, spuneam, pentru personalizarea terapiei și în alte domenii de patologie și în bolile neuropsihice și în bolile cardiace este nevoie de un tratament țintit în funcție de patrimoniul genetic al pacientului, de o serie de marcheri pe care astăzi putem pune în evidență foarte ușor. Prin secvențierea genomului obținem o serie de date foarte complexe și acestea trebuie integrate. S-a discutat în cadrul evenimentului despre acest tumor board. Care ar fi specialiștii care ar trebui să ghideze tratamentul potrivit pentru un pacient? Sigur, echipa multidisciplinară nu este o noutate și s-a încercat de mult timp să abordăm pacientul împreună cu oncologul, cu, iată, geneticianul e mai nou în peisaj, dar foarte binevenit. Oncologul să aibă alături radioterapeutul, hematologul, depinde de
chirurgul, oncolog, anatomopatologul, fără îndoială, și de ce nu și alți specialiști în funcție de, știu eu, de zona predominantă sau de zona de manifestare incipientă sau predilectă a unui cancer. Echipa este foarte, foarte importantă și noi românii am învățat ceva mai târziu sau puțin mai anevoios să colaborăm pe principii foarte oneste și în interesul major al pacientului. Dar o facem din ce în ce mai eficient și sigur că strategiile ulterioare de sănătate trebuie să aibă în vedere poate completarea, așa cum s-a propus astăzi, echipei cu medicul de familie. Vedem că aceste strategii pentru controlul cancerului sunt o prioritate și la nivel european și s-a lansat chiar în Parlamentul European consultarea publică pentru viitorul plan european de control al cancerului. Și până la sfârșitul lunii aprilie se desfășoară perioada aceasta de consultare publică, care fiecare țară identifică anumite aspecte care trebuie îmbunătățite. Care credeți că ar fi principalele provocări în România în momentul actual? Cred că ar trebui să începem cu educație la nivelul pacientului, care, așa cum spunea domnul doctor Geantă, merge la un consult sau merge la medic doar când îl doare ceva. Motiv pentru care la noi cancerele se depistează în stadii foarte avansate. Deci, asta probabil că s-ar putea realiza în termen medical printr-un screening foarte, foarte insistent, și aici iarăși avem nevoie de medicul de familie. Un screening care să verifice diverse tipuri de cancer. Diagnosticul precoce, da? Dacă facem screening, putem să depistăm la timp. Orice diagnostic precoce, că e vorba de cancer sau de orice altă boală, aduce o șansă suplimentară de terapie și de supraviețuire sau de prelungire și de îmbunătățire a calității vieții. Nu suntem foarte bine nici în zona de paliație, din păcate, și la îngrijire la domiciliu, și la susținerea familiei, și la psihoterapie, dacă este cazul în familiile în care apar astfel de cazuri. Deci sunt foarte multe lucruri de făcut, dar încet și cu tenacitatea de care în general se dă dovadă la noi, vom reuși să le acoperim și să creștem calitatea actului medical în acest domeniu. Vedem că medicina genomică e deja în prim planul lumii științifice, în practica medicală, dar și pacienții se interesează tot mai mult de aceste aspecte. Avem deja teste disponibile direct consumatorului, teste genetice. Deci vorbim de o abundență de informație genomică și cum putem să interpretăm corect aceste date, adică să capete datele valoare. Și ce rol ar juca educația, atât a specialiștilor, cât și informarea pacienților? Punând în modul în care mi-ați spus întrebarea, mi-am amintit că în echipa multidisciplinară am trecut rapid în evidență testarea genetică, deci rolul geneticianului, dar pentru că tot folosim termenul de genomică și atunci înseamnă o informație completă, secvențierea întregului genom, să nu uităm nevoia imperioasă a unei noi un specialist nou, bioinformaticianul, și să precizăm că această meserie nu există în nomenclatorul meserilor din România, ceea ce este o pierdere fantastică. Avem în preajmă, să nu credeți că ne descurcăm fără ei. Deci există oameni care lucrează benevol, care s-au specializat, care sunt informaticieni de vârf și care ne stau alături și pe care ne simțim extrem de jenați că nu putem să-i valorizăm la adevărata lor valoare, nu putem să-i plătim, nu putem să-i angajăm din lipsa, iată, acestei dintr-o eroare de
nu știu, de nomenclatură, lucru pe care iarăși trebuie să-l avem în vedere și să-l punem la punct. Da, un mesaj foarte important, într-adevăr. Și vedem, dacă ne uităm la alte țări și luăm modelele internaționale, vedem că există proiecte ample de cercetare, Anglia fiind un lider în acest domeniu, care au avut acest obiectiv de a secvenția 100.000 de genomuri și acum trec la 500.000, perspective în următorii ani. Ce putem învăța din aceste modele și cum putem îmbunătăți accesul pacienților la studii? Anglia este, sigur, ca și cantitate, un bun exemplu și nu ne mirăm, dar am putea să dăm exemple țări mai mici care au secvențiat genomul întregii populații. Pot să spun că au avut o strategie foarte bună și făcând acest lucru au avut sigur de câștigat și nu de pierdut, în sensul că au putut să construiască programe coerente de prevenție, au putut să construiască politici sanitare adecvate. Ce înseamnă asta? Câți specialiști geneticieni sau oncologi este nevoie în țara noastră? Nu prea mulți. Ca atare, nu specializăm oameni pe care nu îi putem include în piața muncii și obligăm să facă încă un rezidențiat, să folosească în continuare resursele și așa modeste ale țării noastre și să nu aducă valoare sistemului medical sau nu valoarea care trebuie prin specializarea lor. Un alt domeniu de mare interes este cel al terapiilor genice, care deja ajung pe piață într-un ritm accelerat. Vedem deja terapii aprobate pentru atrofia musculară spinală, pentru forme rare de orbire. Cum trebuie să privim aceste schimbări care deja au un impact puternic asupra sistemului? Din punctul ăsta de vedere, Ministerul Sănătății de la noi, cu, știu eu, un ritm poate nu cel mai accelerat posibil, a inclus încet, încet toate moleculele orfane. Deci nu stăm așa de prost. Încă e loc și permanent lucrăm împreună Comisia de Genetică a Ministerului Sănătății, împreună cu specialiștii din Ministerul Sănătății la protocoale, astfel încât se vor introduce noi molecule. E vorba de molecule scumpe, medicamentele orfane sunt într-adevăr scumpe, dar suntem europeni. Eu consider că nimeni nu-și alege o boală mai scumpă sau o boală mai ieftină. Este un aspect de echitate, dacă vreți, să ne ocupăm în egală măsură și în limita posibilităților și a cunoștințelor și de cei care au boli rare și scumpe și de cei care au boli comune și poate nu la fel de scumpe. Doamna profesor, vă mulțumim pentru toate aceste mesaje. Mai multe informații pe raportuldegardă.ro și pe pagina de Facebook Raportul de Gardă. Vă mulțumim pentru atenție. Și eu vă mulțumesc.